Bună ziua, dragii noștri! Astăzi vom face cunoștință cu unul dintre prietenii și colaboratorii lui Escu TV. Este stabilit la Toronto. Este vorba de Cezar Bangu, proprietarul site-ului bilete.ca, de pe care ați cumpărat foarte multe bilete la evenimentele organizate în Canada de Escu TV, dar organizate și de alți promotori, fie la Montreal, fie la Toronto, fie la Calgary, Vancouver, dar și în Statele Unite. Și ca să închei prezentarea acestui site, bilete.ca, colaborează de asemenea cu comunitatea bulgară, greacă, dacă nu mă înșel, cu alte comunități, probabil. Cezar, bine ai venit și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră astăzi la Escu TV. Bine v-am găsit, Marius, și voi privitori. Îmi pare bine să fiu parte din emisiunea ta. Cezar, hai să discutăm puțin despre parcursul tău, plecând din România, ajungând în Canada, acum 23 de ani, dacă nu mă înșel. Un parcurs de altfel foarte, foarte interesant. Ești un bun cunoscător al comunității române din Ontario, în mod special, dar și de aici, din Montreal și Toronto, prin prisma evenimentelor pe care, la care ți-ai adus aportul cu site-ul bilete.ca. În România ai studiat, ai făcut două universități. Povestește-ne puțin despre parcursul tău academic și profesional până să vii în Canada. Probabil etapa cea mai definitorie, cea mai importantă în viața oricui adolescent de altfel, dar cu siguranță în viața mea, a fost absolvirea Liceului Negruții, Liceul Internat din Iași, în 1977. Au fost 5 ani, am început în clasa 8 acolo, au fost 5 ani de muncă intensă, dar într-un mediu uman de o calitate excepțională. Colegii mei de an sunt somități în Iași, lucrează și fac lucruri foarte bune în țară și în lume. Deci, repet, am terminat liceul Cosache Negruții, liceul internat Cosache Negruții din Iași în 1977 și ca orice student la matematică, am terminat special de matematică, am vrut să mă fac inginer, nu? Ce puteam să ne facem în România dacă nu inginer și ofițeri unii dintre noi, nu? Și m-am înscris la facultatea de mecanică, deși în anul acela se înființase automatizări și calculatoare la Iași. Mi-a fost frică să merg, pentru că dacă nu ești admis la facultate, știi ce pățești. Mergi în armată imediat? Mergi în armată, nu chiar imediat, durează până în februarie, stai 14 sau 16 luni, da, în loc de 9, pierzi 2 ani din viață și nu-i frumos. Da? Și atunci am vrut să fiu sigur că intru, m-am dus la mecanică, nu eram conștient de valoarea pregătirii mele la Negruție și special de matematică, pur și simplu toți colegii mei sunt formidabili. Am intrat primul până la urmă la mecanică, dar am intrat la mecanică, nu la calculatoare. Am terminat în 1983 și am fost foarte bucuros să primesc repartiție la Cug Iași, abia înființat. Cug a început să construiască în 1976. Deci, în 83 am luat repartiție la Cug Iași și am fost repartizat în cea mai tehnologică secție de acolo, care se numea UTCG, Utilaj Tehnologic Greu. Da? Am lucrat destul de frumos acolo, am lucrat 14 ani, aproape 15 ani la Cug. Între timp am mutat la centru de calcul. Am hotărât să-mi iau viața în propriile mâini și să obțin diplomă de informatică, ceea ce am făcut. În 1985 am dat din nou admitere la facultate. Am terminat în 1990. Deci da, am fost 22 de ani în școli. Cam mult, recunosc acum. Deci în 1990, în iunie, eu aveam două diplome universitare și puteam foarte... Nu eram însurat, nu aveam copii, nu aveam obligații, știam franceză și engleză. Ceea ce ți-a permis totuși să stai la școală atât de mult timp, că dacă te însurai mai de tânăr, nu știu dacă mai pățeai a doua facultate. Corect. Dar ce voiam să spun este că în 1990, în iunie, eram om așezat cu două diplome, cu franceză, cu engleză, fără familie. Dar nu mi-a trebuit să plec, pentru că eu am sperat un pic naiv să trăim foarte bine în România după 1990, da? Și m-am trezit abia în 96, în mai 97, de fapt, când am văzut că pot să-mi cumpăr cu jumate din leafa mea de inginer, de somitate la Cug, la centru de calcul, pot să-mi iau o pereche de pantofi cu jumate din leafa mea. Și atunci, în mai 97, am hotărât să
plec. Se putea pleca în Canada, în Africa de Sud și cred că în Australia. Australia, dar, Noua Zeelandă, ceva mai dificil de ajuns acolo, dar Canada era cel mai ușor. Canada m-a impresionat prin sistemul super exact și super procedural de aplicație, de înregistrare și de procesarea cererilor. Da? Știi cum arată formularele canadiene, cât sunt de perfecte, de bine documentate, ai informații despre fiecare literă pe care trebuie să o completezi, da? Și m-am fost impresionat. În cărțile pe care le-au prezentat ei, nu au vorbit o secundă sau un rând despre climatul canadian, care m-ar fi dat înapoi, probabil. Da? În fine, deci am aplicat ca orice om normal. Ai ajuns în Canada. Motivul principal pentru care ai plecat ar fi de natură economică, să înțeleg? Sau? Absolut, sigur. Sigur. Deci, cum am spus, am sperat 7 ani de zile că o să facă lucrurile mai bune în România și că o să putem avea o viață normală. Știi cum funcționa politica atunci, știi cum... Deci nu mi-a plăcut ce se întâmplă și după 7 ani am zis că e momentul să plec. Vis-a-vis de aspectele economice pentru care, cum spuneai, ai venit aici în Canada, îți propun să discutăm puțin despre celelalte aspecte, nu că nu ar fi important, nu că aspectul economic nu ar fi important. Cum vezi, după 20 de ani, Canada în care visai să vii, Canada actuală, eu știu, evoluția Canadei și România din care ai plecat acum 20 de ani? Știi poate melodia cântată de Jean Gabin, care se numește Je ne sais pas sau Je sais. El spune, trece prin etapele vieții și spune, la 3 ani știam cu siguranță, nu mai țin minte ce spunea exact că știe, la 7 ani sigur am înțeles, de la 20 de ani știu cu siguranță cum arată viața, la 25 aveam copii, aveam nevastă, eram foarte bine și știu exact ce se întâmplă, ei, acum am 70 de ani, spunea el, și pot să vă spun cu siguranță, je ne sais rien. Nu știu nimic. Deci ce vreau să spun este că privind în spate nu pot să recomand sau să nu recomand cuiva care mă întreabă, băi, să emigrezi în Canada? Nu știu. Fă cum crezi, da? Dar tu ai mai face odată pasul acesta acum? Deci ți-am spus că sunt foarte nemulțumit, ți-am spus de multe ori de altfel. Sunt total nemulțumit de climă. Deci eu m-am uitat la Toronto, 43 de grade nord, ca Toscana. Florența la 43 de grade nord. Nisa este la 43 de grade nord. Și vezi că nu avem o vreme ca la Nisa și nici ca la Florența, da? Ei ascund... Și nici nu o vom avea în curând. Dar ei ascund că s-a încălzit planeta, da? Ei ascund cu... Recunosc că ascund aspectele climaterice ca să nu sperie emigranții. Deci clar mă duceam în Australia dacă știam cum arată clima aici. Australia au avut o problemă majoră. Nu, te depuncta de la 39 de ani în sus și am avut 40 de ani aproape când am ajuns. Da? Deci pierdeam puncte din cauza limbii, din cauza vârstei. Erau foarte pretențioși la limbă. Canada au avut un sistem de punctaj decent, foarte clar. Deci, știi, Statele Unite sunt aproape, deci ne place sau nu ne place, depindem tare de economia americană și este foarte bine când ea e puternică și noi putem să profităm un pic de bunăstarea lor. Deci îmi pare bine că am ales Canada. Nu pot să recomand nimănui să emigreze sau să nu emigreze. Nu știu. Da? Am pierdut viața de comunitate, știi foarte bine. Ne putem întâlni dacă ne planificăm peste 2 zile întâlnirea, nu peste un sfert de oră ca la Iași. La Iași primeam telefon, hai să ne întâlnim la teatru în 20 de minute. Bine, hai să facem asta aici în Mississauga, da? Nu se poate. Deci viața socială lipsește, cu excepția întâlnirilor pe care le organizezi tu sau alții, sau așa evenimentelor comunitare. Eu merg cu mare plăcere. Îți propun de altfel, Cezar, în cele 10 minute care au mai rămas, să discutăm puțin și despre, tocmai ai menționat, viața socială a românilor de aici, din Canada. Cea din Ontario o cunoști foarte, foarte bine. Oarecum și pe cea din Montreal. Ai prieteni aici la Montreal, ai prieteni peste tot în Canada, dar mai ales prin prisma evenimentelor, concertelor, a petrecerilor, a revelioanelor pe care le-ai gestionat acolo la Toronto, întâlnirile dintre românii de la Hamilton, în mod deosebit, de asemenea, cunoști puțin și din comunitatea, din activitatea socială a românilor din Statele Unite,
Vancouver, iată câteva considerente. O comparație, dacă ai putea face, între Montreal și Toronto, pentru că, iată, comparații de genul acesta se fac și la hockey. Montreal și Toronto se iubesc foarte, foarte tare. Asta nu înseamnă că există o rivalitate pe plan social între românii din Montreal și din Toronto, dar profilul este specific fiecărei locații, nu? Eu cred că modul în care răspunde comunitatea la Toronto sau la Montreal depinde foarte tare de promotor. Trebuie să adapteze societății respective. La Toronto, înainte de, în anii din urmă, se petreceau lucruri foarte frumoase, cu participare foarte numeroasă. Participarea a scăzut între timp, nu știu de ce, dar a scăzut. Lumea era mai amatoare să participe la spectacol. În 2010, când am început eu, 11, 12, 13, apoi s-o mai liniștit. Probabil a apărut și diversitatea de ofertă. Știți, sunt din ce în ce mai mulți promotori, cel puțin cei cu care lucrez eu, nu lucrez cu toți. Deci, cred că oferta este diversă. Cred că lumea este încă amatoare, adică primim nu suficienți, dar destul de mulți privitori, nu, la spectacolele noastre. Eu la Montreal nu particip la evenimente, dar văd cum le organizezi tu, văd cum participă lumea. Știu că este nevoie de câte un push, cum spune engleză, de câte un impuls să înceapă să cumpere din nou. Deci nu aș face o comparație între cele două comunități, Montreal și Toronto. Mai degrabă, cred că trebuie să ne adaptăm la cerințele locale, la specificul local, ca să fim de succes. În același timp pot să spun că în America, unde, cum îi spunem noi, ethnic background, adică moștenirea culturală a fiecăruia, este mult mai puțin încurajată, știm bine, ei lor nu le pasă de asociația românilor din Washington. Nu vezi ziare românești sau spaniole, măcar în California, spre deosebire de noi. Deci vreau să spun că acolo oamenii sunt mult mai interesați să participe la evenimentele pe care le organizează promotori din țară sau localnici. Eu am website-ul biletusa.com, ca să nu amestec cu bilete.ca, face același lucru. Și mi se pare mie că răspunsul este mai mare, mai intens, interesul este mai mare în comunitățile din America. Repet, din cauza că viața lor culturală nu este încurajată în niciun fel de stat, cred eu, în timp ce la noi știm bine, guvernul canadian și guvernele locale încurajează, sprijină financiar și prin alte mijloace activitățile culturale cu specific etnic. Referitor la publicul din Montreal, din Toronto, Calgary, Vancouver, noi am organizat mai multe concerte în toate aceste orașe și cu sprijinul tău, mulțumesc încă o dată, bilete.ca, iată, deci a fost Loredana cu trupa Gurida, mă refer la Montreal, Toronto, și Calgary și Edmonton. După care a mai fost Voltaj, a fost Ștefan Bănică cu trupa lui, a fost Direcția 5, Compact, Boschito, Phoenix și iată planificăm Pasărea Rock și Poesis. Ce pot spune eu ca promotor de evenimente este că gustul, dorința pentru concerte în sala de spectacol este foarte, foarte ridicat în Toronto, la fel și Montreal, la fel și în Calgary, și în Edmonton. A trebuit, pentru că nu a mai fost de mult timp, așa cum spuneai tu, concerte în sălile de spectacol, din 2016 am început noi, însă constat că există o cerere și o dorință foarte mare. Problema la Toronto, după părerea mea, nu este o problemă insurmontabilă, însă este mai dificil de ajuns din GTA la un concert în downtown, mai ales din cauza traficului foarte, foarte greu din Toronto, a distanțelor foarte, foarte mari din GTA, nu se compară cu Montreal sau Vancouver, Calgary. Cred că aici există un pic de dificultate față de orașele cu suprafețe mai mici și pentru asta țin să-i felicit și apreciez foarte mult publicul din Toronto pentru că face într-adevăr eforturi destul de mari pentru a ajunge la un concert.
Trebuie să menționez aici că traficul de sâmbătă este mult mai greu decât cel de duminică. Deci dacă reușesc să programez pentru duminică spectacole la distanțe mari, într-adevăr, în Toronto, s-ar putea să fie mai încurunat de mai mult succes. Deci duminică sâmbătă seara să ajungi la centrul japonez, de exemplu, chiar dacă este pe autostradă, este o catastrofă să vii din Mississauga sau din Burlington sau din Hamilton până aici. Pe când duminică situația este mai ușor de rezolvat. Da, e o sugestie de care încercăm să ținem, cont. Iată, îți mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul pe care ne l-ai dat, bilete.ca, și sfaturile pe care ne le-ai dat. Ne-a ajutat să cunoaștem mai bine realitățile de acolo, din Toronto. Cu permisiunea ta să le mulțumim și celor care ne-au sprijinit acolo pe plan local, Natalie, Marga, Gheorghiu, doamna Scordescu, fetele de la trupa de dans de la Hamilton, care au venit acolo la primirea, ne-au ajutat la primirea invitațiilor. Mulțumesc încă o dată. Înainte de a trece la partea finală a acestei discuții, Cezar, aș vrea să îmi spui cum a fost percepută perioada aceasta dificilă a pandemiei de tine ca angajat al unei firme. Eu știu munca de acasă, timpul, poate că ai avut puțin mai mult timp liber, ce ai făcut cu el, eu știu întâlnirile cu prietenii, viața ta socială, cum a fost? Da, deci avem părți bune și părți mai puțin bune, da? Vreau să spun că ne-am bucurat de pandemie din punct de vedere financiar. Mi-am scos o mașină de la asigurări și deci, sau mai bine, nu cheltuim pe ceea ce noi numim commute, pe naveta de dimineață. Lucrăm de acasă, este foarte comod, lucrez la 7 dimineața, lucrez la 10 noaptea, la 1 noaptea și pot să-mi permit să fiu liber între 24, nu mă întreabă nimeni nimic. La fel și nevasta lucrează de acasă. Băiatul este și el acasă, din păcate, băiatul e în clasa 10, cum am spus, l-am înscris la școala live, la școala in person, cum spun aici, dar din păcate eu a fost închisă, mergeam la școală din două zile, pentru că știu copiii trebuie să fie social conectați, față în față, nu prin calculator. Deci este bine, mă bucur de programul ăsta lejer, nu mă bucur că ne-am pierdut contactul cu colegii de serviciu, îmi lipsesc chiar dacă îi văd pe Teams sau pe Skype în fiecare zi. Cel mai mult îmi lipsesc totuși evenimentele culturale multietnice sau de natură etnică, care la Toronto erau foarte prezente. Trebuia să planific bine timpul, pentru că aveam în fiecare weekend de peste bară câte 3-4 evenimente la care trebuia să merg, în așa numita Celebration Square din Mississauga. Ele lipsesc de săvârșire acum. Probabil că o să se reia cele mici. Deci da, îmi lipsesc evenimentele românești și multiculturale. Îmi lipsesc colegii de servici, faptul că nu pot să mă întâlnesc cu prietenii, dar sunt bine. Deci ne bucurăm că lucrăm de acasă, avem flexibilitate. Acum mai mulți ani ai fost printre organizatorii festivalului multietnic de la Carasoga. Ai fost cel care a introdus pentru prima oară, care a adus, de fapt, pentru prima oară comunitatea română acolo. Cum a fost atunci și te gândești să reiei această primă încercare, care sunt convins că a fost un succes și a fost, după părerea mea, o inițiativă foarte, foarte frumoasă. Meritul principal trebuie să recunosc că aparține doamnei Ana Maria Scordescu. Ea a fost inima și a fost inițiatoarea. Eu nu mă angajam la o asemenea activitate intensă. Ea a muncit practic continuu, timp de probabil 8 luni de zile, cât durează pregătirea unui festival. Prima noastră participă și am lucrat împreună, dar suntem parteneri. În anul al doilea s-a asociat nouă cu foarte multă bunăvoință și cu foarte mult efort și cu foarte multe contribuții, cu foarte multe contribuții. George Vasilache de la Signarama, dacă am voie să spun. Deci Ana Maria cu mine în primul an și cu George în anul al doilea, am fost intervievați, am fost bine verificați până să ne se permite să organizăm pavilionul România. Pentru prima oară în cei 30 de ani atunci ai existenței festivalului multicultural Carasoga din Mississauga. Deci în 2016 am avut primul pavilion.
Vreau să vă spun că este, pavilonul se organizează pe cheltuiala proprie, deci nu vine guvernul României să ajute, nu vine nici măcar guvernul de Ontario să ajute. Tu cheltuiești și la sfârșit ești compensat cu jumătate din cheltuielile de, pentru ornamente, pentru decorarea sălii, pentru închirierea arenei de hockey, pentru scene și altele. Da? Deci am mobilizat Mircea Roy Iliescu, cum îi spunem noi. Mircea Iliescu, DJ-ul nostru, a fost, iarăși, a participat trup cu trup și suflet la toate cele trei zile de festival din 2016 și apoi din 2017. A avut o contribuție importantă. Deci am organizat frumos, am avut artiști pe scenă tot timpul. Sunt trei zile de festival, vineri după amiază, sâmbătă și duminică. Și eu zic că a ieșit foarte frumos, dar, repet, decorarea sălii este pe cheltuiala noastră, deci nu ne putem permite să cumpărăm covoare persane pentru o arenă întreagă de hockey. Deci mie mi s-a părut că a fost foarte frumos. Din păcate, răspunsul comunității a fost sub așteptări, trebuie să le cunosc. Deci am avut câțiva sponsori, mult prea puțin, pentru a compensa cumva din cheltuielile pe care noi le-am făcut. Iar în anul 2017 am obținut, relații mele personale cu comunitatea bulgară. Am avut bulgarii ca prezență în același pavilion cu noi, deci am înjumătățit cheltuielile și spațiul folosit. A fost la fel de frumos, după părerea mea, dar din păcate după aceea am zis că nu merită, pentru că este efortul foarte mare, cheltuiela foarte mare și din păcate răspunsul business-urilor din Ontario sau din altă parte, îmi pare rău să spun, nu a fost frumosul. Dar a fost să sperăm. Să sperăm că vei reuși să continui această inițiativă, dacă nu anul viitor, poate ceva mai târziu. Înainte de a încheia, Cezar, în octombrie încercăm să replanificăm turneul canadian, Pasărea Rock și Poesis. Din cauza pandemiei am fost obligați să o facem. Escu TV are o lungă colaborare cu bilete.ca. Cum ți s-a părut colaborarea ta cu Escu TV, cu noi? Și te rog să fii foarte sincer. Da, sunt foarte sincer. Acum spune tot. Le spun colegilor mei de la... Când găsesc câte unul care pot să mă înțeleg din două cuvinte și nu trebuie să-i explic jumătate de oră ce înseamnă raportul acela, sau care să știe ce vrea, îi spun it's good to talk to a specialist, right? Adică e bine să vorbești cu un specialist. Îți spun și ție la fel, se vede că ești profesionist, este ușor să ne înțelegem, știi ce faci, nu toată lumea știe. Păi nu mă deranjează să dau sfaturi sau să-mi împărtășesc din experiența proprie, pentru că am văzut multe în anii aceștia, dar cu tine este ușor pentru că știi ce faci. Deci am toată admirația pentru activitatea ta și nu glumesc, adică nu exagerez, da? Îmi pare bine să lucrez cu voi. Vă aștept în octombrie, bineînțeles, sau mult înainte de octombrie, ca să pregătim vânzările și am să fiu întotdeauna alături de tine și de alți organizatori care vor să mă folosească. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul acordat și pentru cuvintele frumoase. Sincer să fiu, nu mă așteptam să vorbești așa de frumos despre noi. Glumesc acum. Cezar, îți doresc multă sănătate ție, familiei tale, prietenilor tăi, să ne revedem cât mai curând, sănătoși, voioși, cum ne-am întâlnit, așa cum ne-am întâlnit de fiecare dată acolo la Toronto. Vă aștept cu bucurie. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ai oferit-o să mă adresez publicului. Sunt bucuros să vă ajut în continuare și ne vedem cu bine când avem ocazia. Numai bine!